Iisus Hristos este susținătorul tuturor lucrurilor. Zice Scriptura așa, este întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El le ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Interesant, în limba greacă nu se folosește cuvântul logos, ci rema. Rema este cuvântul declarat al lui Dumnezeu, cuvântul vorbit. Adică Domnul Iisus Hristos ține cu rema toate lucrurile. Le ține în mod activ. Nu a creat așa un univers pe care l-a montat bine și el merge de la sine. El în mod activ ține acum toate lucrurile. El în mod activ ne ține pe noi în ființă. Da? Acest adevăr trebuie prezentat frontal necredincioșilor. Exact adevărul pe care îl sublinează Pavel în Coloseni. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin el. Toți necredincioșii sunt ținuți în existență prin puterea activă a Domnului Iisus Hristos. Și fiecare lucru pe care oamenii aceștia îl fac fără Hristos este un păcat împotriva lui Hristos. Pentru că în timp ce eu sunt susținut de Hristos să merg, să mănânc, să dorm, orice, eu fac lucrul ăsta fără Hristos, jignindu-L pe Hristos, blasfemindu-L pe Hristos. Este unul dintre adevărurile care pune la zid, unul dintre adevărurile frontale care pune la zid lumea necredincioasă. Care suge ca niște lipitori din puterea pe care Hristos o dă. Din lumina vieții pe care Hristos o dă. Din înțelepciunea pe care Hristos o dă în toată umanitatea. Sug ca niște lipitori și în același timp vor să trăiască fără cel care este sursa tuturor lucrurilor. Susținătorul tuturor lucrurilor. Moștenitorul tuturor lucrurilor. Creatorul tuturor lucrurilor. Da? Creatorul tuturor lucrurilor.